Cu ajutorul Domnului continuăm să observăm împreună din Sfintele Scripturi alte daruri ale Duhului Sfânt. Vom continua cu darul prorociei. Expresia în limba greacă este profeteia, ceea ce înseamnă a prezenta un gând și un sfat divin. A primi și a comunica cu putere și claritate un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru situații particulare în vederea corectării, a pocăinței, a edificării unei persoane sau unui grup. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu, dar el este general, am putea spune, se adresează tuturor. Dar, prin cuvinte profetice, Domnul vorbește în mod particular pentru situații care diferă de la o persoană la alta sau de la o situație la alta. Acest dar este foarte vast în istoria biblică și în cea prezentă, am putea spune, dar din multele lucruri ce le citim despre proroci și despre prorocie, să reținem doar două caracteristici, două aspecte, cum am făcut-o și la celelalte daruri. Descoperirile profetice se fac pe baza atotcunoașterii lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, și pot fi sub diferite forme, cuvinte rostite, vedenii, vise, diferite semne, dar toate acestea sunt cu scopul zidirii, a formării, a învățării poporului lui Dumnezeu. Să citim câteva versete din Vechiul și apoi din Noul Testament pentru a ne reaminti sau pentru a învăța cum lucrează Dumnezeu cu darul profeției. Mai întâi, Cartea Numeri, capitolul 24, ascultăm cuvintele lui Balaam, care de la versetul 15 și-a rostit prorocia și a zis, din cele prezentate aici, observăm câteva metode sau forme prin care Dumnezeu folosește profeții, prin care ei pot înțelege și transmite cuvântul lui Dumnezeu. Așa zice omul care are ochii deschiși. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. Cel ce cunoaște planurile celui preanalt. Cel ce vede vedenia celui atotputernic. Cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Deci, profeții au ochi speciali, urechi speciale și în mintea lor Duhului Dumnezeu pune informații potrivit cu planurile sale. Profeții sunt oameni ca și noi, dar sunt înzestrați de Dumnezeu cu aceste abilități. Dumnezeu se folosește frecvent de profeți, până într-acolo încât citim în cartea Amos, la capitolul 3, versetul 7, unde avem o referință despre obligativitatea, ar spune, profețiilor pentru orice lucrare. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Deci este modul său de operare. Să transmită mai întâi informația, să sesizeze, să corecteze, să învețe și în urmă să acționeze potrivit cu planul său. Și de cele mai multe ori în funcție de atitudinea oamenilor. Să citim și din Noul Testament, din cartea 1 Corinteni, capitolul 14, unde avem câteva referințe despre profeție. Versetele 3 și 4. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire. Deci pentru a fi învățați, educați, crescuți, cei care
sunt născuți din nou cei care au venit la Domnul. Sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă face aici o comparație, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Deci o profeție poate fi adresată unui om, unui grup sau chiar plenului adunării. Tot de aici citim și versetele 24 și 25. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Este pus ca în fața unor aparate. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci oamenii înțeleg printr-o profeție, când le este descoperită viața lor sau când sunt sfătuiți potrivit cu ceea ce au nevoie și ceea ce are Dumnezeu un proiect pentru ei, sunt motivați să înțeleagă că este lucrarea lui Dumnezeu și este absolut necesară. Tot din Noul Testament să citim și cel puțin două aspecte practice. Galateni, capitolul 1, ne prezintă pe Apostolul Pavel în lucrarea sa de pionerat, oarecum independentă de cea de la Ierusalim, dar datorită unor probleme apărute, scrie aici, începând cu capitolul 2, versetul 1, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Rețineți, m-am suit în urma unei descoperiri. Și le-am arătat Evanghelia pe care o provodesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Deci rețineți, profeția l-a îndreptat spre ceilalți apostoli de Ierusalim pentru a se consulta. Nu profeția a dezbătut problema. Deci n-au primit o revelație prin profeție și n-a mai fost nevoie să se ducă. Înseamnă că este nevoie de sfătuirea slujitorilor, de înțelegerea celor responsabili, pentru că acționează și alte daruri, unele despre care vom vorbi în această seară. Deci profeția este alături de celelalte o metodă, un segment din lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta ca nu cumva profeții să creadă că ei sunt de sine stătători și ei pot să aibă răspuns la toate întrebările și pot să dezlege toate tainele și să rezolve toate lucrurile încurcate. Și tot în Noul Testament citim din 1 Timotei, capitolul 1, unde Pavel arată o altă împrejurare în care el și colaboratorii săi s-au folosit de profeții. 1 Timotei 1,18, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Deci lângă profeție, i-a dat un sfat părintesc și astfel, beneficiind și de lucrare și de cealaltă, tânărul Timotei s-a format ca un bun slujitor în Biserica Domnului. Și tot despre el citim în 4,14, aceeași epistolă, unde Pavel îi zice, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Eu cred că Pavel și ceilalți, ceata prezbiterilor în speță, au ținut cont de descoperirea profetică, probabil în care Timotei a fost chemat, ar spune, sau i s-a dovedit chemarea în lucrarea respectivă. Aceasta nu înseamnă că acei prezbiteri trebuiau în mod automat, în urma profeției, să-l ordineze. Ei trebuiau să chipzuiască, să lucreze cu înțelepciune, să verifice dacă el corespunde condițiilor biblice, dar profeția i-a ajutat foarte mult. Pentru că noi nu cunoaștem, de exemplu, viitorul, dar Dumnezeu îl cunoaște și o profeție poate să aducă detalii care sunt foarte importante.
Așa cum am spus, în multe profeții în Scriptură, date sub diverse forme, eu v-am amintit doar aceste aspecte ca să înțelegem cum unii oameni au harul de la Dumnezeu să li se descoperă lucruri ascunse care sunt atât de necesare, au fost și sunt și acum în Biserica Domnului. Domnul să lase mulți profeți în biserică, multe daruri, cum dorea Moise atâtodată și a zis lui Iosua, să dea Dumnezeu tot poporul să fie alcătuit din proroci. Și Pavel spunea, doresc ca tot să profețească numai cu înțelepciune, cu regulile biblice și acceptând în același timp ca în biserică să nu fie numai profeție, să fie și celelalte, să fie toate la locul lor. O a doua caracteristică foarte importantă, toate profețiile trebuiesc verificate, cercetate în conformitate cu Scriptura. Prorocii nu sunt infailibili, prorociile nu trebuie luate în mod absolut ca și cuvântul lui Dumnezeu, și cuvântul lui Dumnezeu trebuie înțeles, interpretat corect, dar cu atât mai mult cuvintele unor profeți despre care trebuie să ne informăm asupra vieților, așa cum spunea Domnului, asupra lucrărilor, asupra mesajului lor, să observăm mai întâi din Vechiul Testament și apoi din Noul Testament câteva referințe despre felul în care trebuie să fie cercetate și înțelese profețiile. Iată ce scrie în cartea Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 21. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care ne-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, nu va fi un cuvânt pe care l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus de îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Deci o verificare foarte simplă este să aștepți împlinirea mesajului. Să vezi dacă se va adeveri sau nu. Pentru că, aduc aici o lămurire din profetul Isaia, capitolul 44, începând cu versetul 25, Domnul a zis, eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori, fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Deci o metodă divină de a da de gol, de a demasca niște lucrători înșelători este neîmplinirea mesajelor lor sau dovedirea incapacităților intelectuale, cum scrie și despre înțelepți. În versetul 26 este scris, dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. La fel i-a spus Domnul și lui Ieremia. Ce vezi? Văd un vegheator. Domnul veghează să împlinească ceea ce profețește prin oamenii săi, dar în același timp veghează ca să strice aranjamentele sau ghicitoriile celor care nu sunt proroci adevărați. Acesta este un prim mod de a distinge, dar sunt și altele mai profunde. Să citim acum din Noul Testament, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21 și 20. Nu disprețuiți prorociile. Deci, din start, doar ascultând o exprimare, nu este bine să fii pripit, nici să califici, nici să descalifici, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. În ideea aceasta citim și din 1 Corinteni, capitolul 14, unde este scris că prorocia, cel din tâi trebuie să fie verificată în adunare și a spune în adunarea unde este prorocul. Pentru că acolo oamenii îl cunosc. 1 Corinteni 14, versetul 29, cât despre proroci,
să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Dacă este făcut o descoperire și unuia care șade jos, cel din tâi, să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Deci, grija unui for de conducere local și, aș spune, chiar a întregului popor, este să analizeze cu chibzuință, în baza cuvântului lui Dumnezeu, dacă acel mesaj a fost de la Domnul, dacă este ziditor, care este scopul acelor lucrări. S-ar putea să fie forme de ghicitorie sau să fie niște referințe de ordin general, tip horoscopic, care se împlinesc, că toată lumea are probleme, necazuri, la fiecare se întâmplă și bine și rău, vorba înțeleptului din cartea Eclesiastul. Și adesea am fost nevoit să spun prorocilor, care au avut multe descoperiri, ceea ce scrie în Daniel capitolul 7, să noteze lucrurile de căpetenie, să le urmărească și prorocul, atâția proroci din Biblie, și-au scris însuși cărțile. Ceilalți le urmărească. Ieremia a prorocit, Daniel a fost contemporan cu el, a studiat în cărți, să vadă împlinirea lucrurilor, le-a așteptat adeverire. Tot în vremea lui Ieremia, de exemplu, a fost Anania și s-a dovedit în câteva luni că a murit profetul acela vinovat și s-a împlinit ce a spus Ieremia. Deci, aceste lucruri trebuie toate chipzuite și judecate cu înțelepciune, evident, cu dragoste, mai întâi în biserica locală și apoi în ansamblul comunității creștine din acea vreme. Tot aici, la verifica cele scrise după cuvântul lui Dumnezeu, aș mai adăuga 1 Petru, capitolul 1, versetul 10, unde este scris. Prorocii din Vechiul Testament, care au prorocit despre harul care vă le-a păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Deci, profeții adevărați au de-a face cu planul lui Dumnezeu, asta e ținta lor. Și în ideea aceasta este foarte ușor să verifici după Biblie, care se ocupă de planul lui Dumnezeu. De aceea scrie și în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21, citim și 20, este în ideea noastră. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Dar cum? În concordanță cu alte prorocii din Scriptură, cum îl înțeleg pe Isaia, studiind și pe un alt profet? Cum înțeleg o prorocie din vremea noastră, studiind și o altă profeție din Biblie sau o altă profeție altuia? Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Amintiți-vă, vorbeam noi la începutul acestui studiu despre Duhul Sfânt, că grija lui a fost în Vechiul Testament să redacteze Scriptura, iar în Noul Testament să-i facă pe oameni să o înțeleagă. Înseamnă că același Duh Sfânt va profeți în concordanță cu tot ce a fost profețit încă din Vechiul și s-a continuat în Noul Testament și va fi până la sfârșit. Domnul să ridice proroci adevărați și să-i dovedească drept mincinoși pe cei care poate din îndrăzneală sau chiar sub influența unui duh străin ar încerca să perturbe lucrurile în vremea noastră. Să luăm în scurt și câteva exemple biblice, toate din Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 11, ne prezintă pe prorocul Agab. El era din Ierusalim, era cunoscut, s-a dus împreună cu alții la Antiohia, două biserici care colaborau, și el s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Vedeți, oamenii au ținut cont de acea profeție, au urmărit-o și când s-a împlinit, au notat-o. Aceasta e ce s-a spus atunci. Cum sunt și alte predici în Noul Testament sau alte referințe, în care se spune, aceasta este ce s-a profețit. Deci să se țină cont de prorocie, pentru că de acelea au fost date. Dacă ținem cont de profeții, ele ne sunt de folos,
cele bune, iar cele rele sunt demascate la vreme și nu ne afectează. Tot despre el citim în Fapte 21, de la versetul 10. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Observați ce expresie a folosit? Aici a mers pe sistemul Vechiului Testament, în care au fost multe simboluri. Dumnezeu i-a pus pe profeți să se comporte într-un fel, să umble Isaia desculț și zic, el să stea culcat pe o parte, pe cealaltă, ca să fie drept semne, să-și facă bagajul, să spargă zidul, ca să fie simboluri pentru Ierusalim. Ceea ce mai putem citi aici în capitolul 21, tot despre profeții în Noul Testament, la versetul 9, aflăm că Filip Evanghelistul avea 4 fete fecioare care proroceau. Se pare că ele n-au avut măsura de credință și de putere să profețească ceea ce a profețit Agab. Dar profețeau și ele. Cum se vede ușor și în vremea noastră, sunt proroci și prorocițe, unii mai de suprafață, spune, iar alții mai tainici, mai profunzi. E nevoie și de unii și de alții, dar evident cu câte cineva mai calificat, mai bine pregătit, este mai util lucrării din biserică. Mai citim și din Fapte, capitolul 15, unde aflăm despre alți doi proroci. Versetul 32 ne prezintă pe Iuda și Sila, care și ei erau proroci. Au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Dar acești profeți au ținut cont de hotărârea apostolilor și prezbiterilor. Rețineți cum s-au împletit lucrurile. Pe baza unei profeții, a unei descoperiri, mai concret, s-a deplasat Pavel la Ierusalim. Acolo a fost o dezbatere în care Duhul Sfânt i-a ajutat să înțeleagă, li s-a părut nimerit și lor, înțelepciunii lor, au căzut de acord în mod majoritar, la unison, toți cei care aveau același duc de credință, a fost trimisă epistola în jur, în mod special bisericii din Antiohia, și profeții au ajutat, probabil cu mesajele lor și, după cum scrie aici, cu îmbărbătările lor, cu sfaturile lor. Că cei care au darul prorociei sunt buni la timpul de sfătuire, de îndemnare, de rugăciune. Erau mulți proroci oricum în vremea aceea. Drept dovadă mai adaug din capitolul 11, versetul 27, unde este scris: în vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia, deci mai mulți. Iar în 13 cu 1, pe pagina de dreapta, este scris: în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Deci mai mulți proroci, mai mulți învățători. Când aceste două categorii se împacă, e bine în acea adunare. Ca la o slujbă să fie și luarea de cuvânt a învățătorilor și cuvinte profetice. Ca și aplicații practice actuale, este foarte bine să ai profeți în forurile de conducere, ca să dea o viziune, un sfat divin la nevoie, dar în mod special în grupurile de rugăciune, prorocii să aibă fiecare ca un turn de veghe, să aibă timpul lui de rugăciune, în care stă înaintea lui Dumnezeu, unde Domnul descoperă, aduce sesizări. E foarte bine ca prorocii să poată stea la îndemâna Domnului chiar pentru unele trimiteri în anumite familii sau în anumite biserici, să fie pe turn, așa cum spune Habacuc, să fie la îndemâna Domnului pentru a fi trimiși în diferite lucrări. Trecem la un alt dar, darul înțelepciunii. Expresia greacă este sofia, înțelepciune, ceea ce înseamnă o cunoaștere aprofundată, instantanee, a modului în care o învățătură sau o revelație poate fi aplicată într-o situație specifică, particulară, pentru ca să fie rezolvată o problemă și să se aducă vindecare
acolo unde este nevoie. Este o cunoaștere și aplicare a scopurilor divine. Și aici aș menționa o primă caracteristică. Darul înțelepciunii este diferit de înțelepciunea nativă, generală, pe care au toți oamenii, și nu numai. Darul înțelepciunii este diferit de înțelepciunea care are fiecare credincios. Căci Dumnezeu ne-a dat înțelepciune ca să-L pricepem. Orice om care are Duhul lui Dumnezeu în el are o anumită înțelepciune. Numai cei înțelepți pricep lucrurile sfinte. Înțelepciunea de a înțelege Scriptura ne este oferită tuturor celor credincioși. După cum înțelepciunea nativă este dată tuturor oamenilor, să zicem, excepție făcând oamenii în incapacitate mentală, bolnavi psihici. Dar cei care au darul înțelepciunii, ei cunosc sau le sunt descoperite taine a lui Dumnezeu. Vedeți, cu cât un om are mai multă înțelepciune, poate să rezolve mai ușor o problemă. Să zicem, la școală, este pus o problemă de matematică în fața unui elev, poate că o rezolvă în funcție de clasa în care este, nivelul cunoștințelor. Vine profesorul, imediat spune ce metodă trebuie aplicată. Sunt unele probleme pe care nici profesorul de liceu, să zicem, sau chiar un profesor de facultate, trebuie să stea puțin în fața lor. Dar poate vine un matematician nemerit, unul care are cunoștințe speciale, este un geniu. El nu doar că știe să rezolve acea problemă, poate să descopere noi metode. Ceva de genul acesta este omul care are înțelepciune ca dar. El se ridică deasupra capacității tuturor și primește o revelație așa și strigă dintr-o dată, dacă tot am folosit comparația asta, Evrica. Are o descoperire specială și poate să rezolve problema într-un mod deosebit, desăvârșit. Cred că este foarte necesar acest dar. Acum, aici mai fac o mențiune. Spuneam că înțelepciune trebuie să aibă toți credincioși și despre asta scrie în Iacov, capitolul 1, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că toți trebuie să ceară darul înțelepciunii, acest dar special. De altfel, niciun dar nu poate fi cerut în mod independent, privat, pentru cineva. Singur darul tâlmăcirii, pentru că este în completare cu darul limbilor, trebuie cerut. Voi scrie în Iacov, capitolul 3, tot despre înțelepciunea care trebuie să aibă toți credincioșii. Versul 17, înțelepciunea care vine de sus este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Sunt lucruri necesare, dar acestea diferă din înțelepciunea ca dar, care e specială. Și ca să înțelegem aceasta, ne oprim în cartea Daniel, unde citim din capitolul 1, versetul 17. Iată ce scrie aici. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scriere și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Și tot de aici citim, din capitolul 2, versetul 19. După aceea, după ce s-a rugat împreună cu prietenii săi, pentru a-i se descoperi visul lui Nebucadnețar, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie, în timpul nopții. Deci n-a putut să o detecteze cu toată înțelepciunea ce o avea. Trebuia o descoperire instantanee, de moment. Așa funcționează darul înțelepciunii ca și alte daruri. Cum funcționează darul tămăduirii? În tot timpul, peste tot, pe unde spui mâna, se produc vindecări. Este o atingere a lui Dumnezeu. Profetul nu tot timpul, el, la orice om ce se uită, știe tot ce e în el. Doar când Dumnezeu îi descoperă, la fel și cel cu darul înțelepciunii. El n-are cheia de la toate ușile. Dar în fața unor uși încuiate, Dumnezeu îi dă cheia. Acum se deschide. Daniel a cunoscut pentru mai multe intervenții dumnezeiești prin el, încât în capitolul 5 scrie de la versetul 11,
În împărăția ta, zicea împărăteasa către Belșațar, este un om care are în el Duhul Dumnezeu celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar l-a pus mai mare peste vrăjitor, cititor în stele, haldei și ghicitor. Deci întrecea toate capacitățile naturale și cele de influență demonică sau de ghicitorie, pentru că și diavolul este înțelept și are capacitatea lui, dar nu poate fi comparat cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Aș spune că acești oameni sunt folosiți așa din când în când la nevoie cu darul înțelepciunii, dar mai avem o situație în Matei capitolul 10 care ne dovedește că Dumnezeu poate să lase în mod spontan la nevoie peste oricare dintre credincioși o sclipire de înțelepciune, de moment, dar necesară. Matei 10, de la versetul 19, este scris că atunci când cei credincioși vor fi duși pentru a fi judecați în fața diferitelor foruri locale sau mai mari, când vă vor da în mâinile lor să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Aici se poate să apară un cuvânt de înțelepciune. Nu-ți poți face lecția de acasă. Să consulți niște oameni înțelepți, ce să răspund, să te pui la punct cu niște avocați. Nu, nu. Dar Dumnezeu, printr-o sclipire de moment, îți poate pune niște cuvinte în gură ca să nu-ți poată sta nimeni împotriva, așa cum s-a întâmplat cu Ștefan când a avut o discuție polemică ce este menționată în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6. O a doua caracteristică despre darul înțelepciunii, pentru că, nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, să fie cineva folosit doar în mod izolat cu darul înțelepciunii. Cum cunoaștem pe un frate că e învățătorul, altul că e păstorul, altul că e prorocul, despre unul să spună ăsta e înțeleptul. Darul înțelepciunii funcționează împreună cu alte daruri adesea. Apostolii, în mod special Pavel, vom vedea la exemple, avea darul înțelepciunii. Daniel, el era profet, avea darul înțelepciunii. Deci acest dar este dat unor slujbe mai speciale, spune, unor oameni care au nevoie de el, poate unor conducători. Să ascultăm ce scrie în Efeseni capitolul 3, unde Pavel menționează despre sine. Efeseni 3 cu 8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat între toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse a lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile ceresc să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Îndrăznesc să spun că dacă și îngerii sunt interesați, înseamnă că Dumnezeu a putut lăsa la apostoli prin darul înțelepciunii niște revelații pe care nici îngerii nu le aveau, că altfel n-ar mai fi curioși, n-ar mai fi interesați de ceea ce se întâmplă. Pavel a explicat niște lucruri din Vechiul Testament, a înțeles niște simboluri, niște profeții. Dumnezeu i-a dat capacitatea cum să organizeze în lucrarea de misiune oamenii, cum să scrie. Gândiți-vă că aceste epistole sunt doar parte, aș spune, redusă, deși importantă, din predicile lui. Le scrie la un moment dat tesalonicenilor, știți că v-am vorbit despre aceste probleme, despre sfârșit, despre escatologie, când eram la voi, câtă înțelepciune i-a dat Dumnezeu. Tot el scria în 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 10, pentru că el n-a pretins că este singurul
Oricine în istorie a pretins că este singurul înțelept s-a pierdut. Aici el vorbește la modul general despre cei care au înțelepciune de la Dumnezeu pentru lucrările lui Dumnezeu, pentru îndeplinirea planului său. Citim deci din 1 Corinteni 2, de la versetul 12. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre El nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Aici se împletește înțelepciunea specială cu înțelepciunea care trebuie să o aibă fiecare credincios. Unul capabil primea prin înțelepciune deosebită, poate și ca dar, anumite descoperiri, iar credincioșii care ascultau predica trebuiau să înțeleagă cel puțin cât aveau ei nevoie. Să dea Dumnezeu să percepem și noi tot ceea ce avem nevoie. Amin. Iar dacă Domnul vrea să dea la unii acest dar sau nouă celorlalți în anumite momente speciale, Domnul să ne facă lumină. Pentru că atunci când apare înțelepciunea, totul se simplifică. Amintiți-vă numai de Solomon. Ce simplu a fost să judece între acele două femei care se certau de la un copil viu și unul mort. Înțelepciunea, cum zice Proverbe, capitolul 8, născocește planuri la care nici nu te-ai gândit. Îți bați capul și te gândești că nu mai există vreo soluție. Vine unul cu înțelepciune și îți spune că e simplu de tot. Dumnezeu are capacități pe care noi nu le-am pătruns și oricât ar avansa cineva în cunoaștere, tot nu poate să atingă dimensiunile lui Dumnezeu. Și din acele dimensiuni, Dumnezeu la un moment dat lasă câte o fereastră deschisă, câte o imagine, o informație pentru noi, pentru oameni. Și aceasta e înțelepciunea sa specială. Slăvit să fie Domnul! Amin! Ca și exemple biblice, haideți să vă amintesc și din Vechiul Testament pe Iosif, cartea Genesa, capitolul 41. Gândiți-vă că nu a fost ușor ca dintr-un întemnițat să ajungă pe un post ceva echivalent de prim-ministru. Dar oamenii au rămas marcați de răspunsurile sale și uimiți în fața înțelepciunii care o dăduse Dumnezeu. Scrie aici, în capitolul 41, mai întâi versetul 16, Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prietenului lui Faraon. Gândiți-vă, putea Iosif să-și bată capul toată ziua și toată noaptea în închisoare, numai să gândească ce să-i spună la Faraon. N-ar fi avut soluție, ca și cum i-ar fi descoperit Dumnezeu. Și apoi versetul 39, și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Și a fost pus în slujbă și bine a fost. Adaug din Exod, capitolul 35, de la versetul 31, unde este scris despre un altul care a primit înțelepciune. Moise a zis, Domnul l-a umplut cu Duhul pe Bețaleel, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Invenții, inovații, noi descoperiri. Altul nu putea să o facă. Imaginați-vă că ar fi dat Moise cortul să-l prelucreze în toate acele materii prime și să-l construiască unor meseriași oarecare, să facă un fel de licitație, cum ar fi în vremea noastră. Ce echipă face cortul? Ce-ar fi ieșit acolo? Dar acel om a primit înțelepciune și pentru el era totul simplu. Nu trebuia să-și ferme mintea o săptămână. Se uita, deja avea proiectul. Și doar trebuia să-i pună pe ceilalți și avea și capacitatea să-i învețe. Faceți așa, așa? Și în final toate lucrurile ieșau foarte bune. Haideți să citim și despre Ezra în cartea ce poartă numele la capitolul 7. Versetul 25,
unde este scris că împăratul și-a dat seama de capacitățile acestui om. Și chiar dacă nu este scris în mod direct, dar de regulă înțelepții și ascund știința, se pare că scripturile ce sunt până la Ezra, în aranjarea lor, cel puțin în mod parțial, sunt lucrarea lui, a lui Ezra. Iată ce scrie aici. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. O capacitate extraordinară de om. Dumnezeu s-a folosit de el pentru ca să reorganizeze evreii. Și din Noul Testament mai adăugăm despre Apostolul Pavel, cele scrise în Roman capitolul 11, versetul 25, unde Apostolul zice: fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, să credeți că voi știți și concepția voastră e cea mai bună. Nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. O taină care i-a fost descoperită. Unu Corinteni 15, versetul 51. Observați expresiile acestea. Iată, vă spun, o taină. Cum le-a aflat aceste taine? Prin înțelepciunea care a fost dată de la Dumnezeu. Nu prin studiere. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Taina răpirii, concomitente cu învierea. Apostolul Petru recunoaște în a doua sa epistolă, capitolul 3, că apostolul Pavel avea darul înțelepciunii. 2 Petru 3:15. Așa v-a scris prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui când vorbește despre aceste lucruri, în ele sunt unii lucruri grele de înțeles. De ce? Fiindcă sunt taine ale înțelepciunii și sunt greu de asimilat, de perceput. Ca și exemple practice pentru vremea noastră, foarte indicat ca cei care conduc să aibă darul înțelepciunii. De asemenea, indicat ca cei care lucrează la traducerea Bibliilor să aibă darul înțelepciunii. Cei care se ocupă de consiliere, de analiza unor lucruri, judecăți, certuri, neînțelegeri. Dacă au înțelepciune, dau niște soluții perfecte. Dumnezeu să ridice și astfel de oameni și să dea acest dar conducătorilor și altor oameni care au nevoie de el, așa dă Dumnezeu darurile, pentru a fi operative, pentru a se lucra cu ele. Și un al treilea dar pentru această seară, darul cunoștinței. Le-am pus toate împreună pentru că se întrepătrund. Uneori este foarte greu de descifrat și să spui dintr-o descoperire a unui profet dacă a fost 100% profeție sau a fost acolo și un dar de înțelepciune sau în mod special un dar de cunoștință care se asociază foarte bine cu darul profetic. Expresia originală este gnosis, ceea ce înseamnă a cunoaște, a cerceta. Prin darul cunoașterii este făcut o descoperire asemănătoare cu profeția, dar este o descoperire concretă, pe când multe profeții sunt simbolice, trebuie să interpretate. Prin darul cunoștinței ai imaginea clară și descoperirea concretă asupra unui om sau asupra unei lucrări. Ca și caracteristici, haideți să observăm felul în care cei care au darul cunoștinței ajung să cunoască în mod direct, real, o lucrare. Să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 9, unde este scris despre Domnul Iisus astfel.
Iisus, care le cunoștea gânduri, le-a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Deci, el a cunoscut exact ce gândeau. Putea să le spună. Bine, Domnul cunoștea într-un mod desăvârșit, am spune. Dar același Duh care a fost peste Domnul vine peste anumiți oameni și ei citesc ce este în mintea unui om sau ce ascunde el, ce vrea să facă sau ce a făcut. Tot din Matei citim din capitolul 12, versul 25, aceeași expresie. Iisus, care le cunoștea gândurile, spune: cunoașterea este mai practică decât profeția. Și îmi amintesc despre un frate care a avut un cuvânt din partea Domnului în care Domnul îi spunea: te voi folosi mai mult cu darul cunoștinței decât cu darul profeției, pentru că ai nevoie de acest dar în discuțiile directe cu oamenii. Domnul, cunoscându-le gândurile, a vorbit exact despre problema care era în mintea lor. Pe când dacă nu cunoști ce are cineva în minte, s-ar putea să vrei să-l lămurești, să discuți despre un subiect care este paralel și să te trudești. Pe când cu darul cunoștinței ai ajuns direct la țintă. Să iau o comparație, un medic are în față un pacient, acesta îi spune simptomele și socotește el după știința lui medicală. După aceste simptome, se pare că e boala cu tare și pune un diagnostic prezumtiv. Avea darul cunoștinței, ar însemna exact, ca și cum l-ar fi pus la toate razele și i-ar fi făcut puncție și i-ar avea toate datele. Spune: omule, ești bolnav de cu tare boală, în stadiu cu tare de avans, de evoluție. Mă adaug și cele scrise în Luca 9, de la versetul 46, unde Domnul, de data aceasta, a vorbit ucenicilor. Atunci le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș și l-a pus lângă el. Aici i-a tratat cu multă finețe. Putea să le spună direct: Andrei, tu ai zis așa, tu, Iacov, ai spus așa, dar cu căldura lui a pus un copilaș ca să-i facă în mod lent și foarte plăcut ca ei să înțeleagă. O a doua caracteristică despre darul cunoștinței: cei care au darul cunoștinței sunt folosiți de Dumnezeu pentru contracararea lucrărilor diavolului. Diavolul are planuri bine puse la punct. Și darul cunoștinței le demască. Sunt dejucate loviturile diavolului. Hai să amintim în ideea aceasta exemplul din Vechiul Testament, din cartea a doua împăraților, capitolul 6, unde este scris că împăratul Siriei își făcuse diverse planuri cum să atace Israelul. La un moment dat și-a dat seama că cineva trădează. A făcut sfat și a zis în versetul 11: nu voi să spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel. Unul dintre slujitori i-a spus: nimeni, împărate. Dar Elisei cunoaște exact locul și timpul, ar spune, în felul în care am vrut să atacăm. Suntem demascați. Aici este o imagine fizică. Dar noi avem de-a face atât cu aspecte fizice, cât și cu altele de ordin spiritual. Și dacă lucrătorii, în mod special, sau și oamenii ceilalți din biserică, pentru problemelor particulare, beneficiați de astfel de descoperiri, pot să se păzească. Tot despre Elisei, dacă suntem la el, mă adaug din capitolul 2, unde scrie în versetul 5: fiii prorocilor care erau la Ierusalim s-au apropiat de Elisei, la Ierihon aici, și i-au zis: știți că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și răspund: știu și eu, dar tăceți. Deci aveau o cunoaștere a ceea ce urma să se întâmple.
El se pare că avea mai multă înțelepciune decât ei. Ei aveau doar această cunoaștere. Și în 4:27, același Elisei zice, versetul 27, deci, și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu, femeia aceea i-a îmbrățișat picioarele, Gehazi s-a apropiat ca să dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă. Și Dumnezeu mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. De-abia în momentul acela, Dumnezeu i-a făcut cunoscut? Uite, sau poate a înțeles, dar oricum a fost și ceva supranatural, că a murit copilul femeii. Și el, cumva obișnuit ca Dumnezeu să-i facă de cunoscut atâtea și atâtea lucruri, a zis, uite că Domnul a ținut secret acest aspect față de mine până în momentul acesta. Este foarte important, întrucât, eu cred că știți, ne-a fost descoperit uneori prin profeție despre anumite planuri ale diavolului. Dar țineți minte, așa e că majoritatea profețiilor nu ne-au lăsat să înțelegem în mod exact și concret la ce se referă acele planuri. Lângă profeție este nevoie de darul cunoștinței pentru ca lucrători în cauză și la nevoie tot poporul să înțeleagă acesta-i omul despre care Domnul a vorbit atunci. De-a lungul anilor aici la Betel îmi vin mie în minte, dar nu-i cazul să spun acum în mod concret, anumite aspecte când după profeție, pe când să se împlinească sau înainte, Dumnezeu a făcut de cunoscut unor oameni la cine se referă acel mesaj sau acea lucrare, acea problemă. Și astfel, planurile diavolului pot fi dejucate. Este un dar foarte necesar și binevenit. Pentru că în mod special darul cunoștinței are de face cu starea de păcat și cu lucrările diavolului. De aceea zicea și profetul Mica în cartea sa, capitolul 3, versetul 8. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlag ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiurile lui și lui Israel păcatul lui. Ca exemple biblice l-am oferit deja pe Elisei. Și mă amintesc pe Petru din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, după părerea celor mai mulți, se crede că Petru a descoperit pe Anania și Safira pe baza Duhului de cunoștință. Este scris aici de la versetul 3, Anania i-a zis Petru, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. I-a rostit sentința. După 3 ore a repetat-o și pentru soția lui, după ce a chestionat-o mai întâi, și o mare frică a cuprins toată adunarea și se temeau, scrie aici, de la versetul 13, să se lipească de ei. Deci e foarte important darul cunoștinței pentru a te lupta împotriva păcatului și a planurilor diavolului. Poate tot un dar de cunoștință a fost și în intervenția promptă și categorică ce a avut-o Petru în fapte 8 în fața lui Simon. Inima ta nu este curată. L-a descoperit imediat. Este nevoie ca cei care au acest dar să fie factor de decizie, să stea, aș spune, la posturi de veghe sau uneori e nevoie de predici în care să fie descoperiri de cunoștință. Poate vi s-a întâmplat, s-a auzit pe alții spunând, m-a descoperit în timpul predicii, mi-a vorbit mie exact. De nu mai știi ce a fost predică, prorocie, dar cunoștința a fost acolo. Că și cunoștința poate să opereze atât în timpul predicii, cât și în timpul profeției sau discuțiilor direct. Și îți spune exact ceea ce ai cu scopul pocăinței, dacă recunoști și accepti smerinia. Evident că numai Dumnezeu le cunoaște pe toate. Sunt lucruri ascunse de noi și așa vor rămâne. Dar ceea ce Dumnezeu ne descoperă, să ne bucurăm și să beneficiem de aceste lucrări. În încheiere zic, Domnul să ridice profeți cât mai profunzi, interesați de planul de mântuire, de mântuirea oamenilor.
oameni cu dar de înțelepciune, cu dar de cunoștință, în mod special darul necesar celor care slujesc în cârmuire, în administrarea lucrărilor, în luarea deciziilor, dar în toate compartimentele unde este nevoie în biserică și pentru toate să fie slăvit Domnul. Aceste daruri nu sunt ale cuiva, sunt date pentru unii, Dumnezeu lucrează prin ei, dar pentru toți ceilalți, pentru zidirea trupului lui Hristos. A Domnului să fie slava în veci. Amin.